Ce am fost solicitat la ajutorul doamnei, că suntem cunoștințe. Am venit și am întrebat-o ce s-a întâmplat. A zis că s-a oprit la stop, după plecare de la stop, și că s-a trezit cu microbuzul în fața ei. A venit cu foarte mare viteză, atât. Mai mult de atât, nici nu pot să-mi spună, că e cam speriată și altceva n-am. Doamna din Techirgăl locuiește aici? De Neforie. Da. Eu am fost solicitat să o ajut la ridicarea mașinii. Mai era câteva persoane înainte? În mașină nu, era singură. Singură. Mulțumim. Vreți-mi cum s-a întâmplat? Sunteți victima de microbuz? Da, da, eu sunt victima. Stăteam pe partea dreaptă. Toată ne-am trezit cu o izbitură puternică, autobuzul tocmai încetinește frumos, așa, știi? A venit doamna din față, n-a dat prioritate că avea stop. Ea cred că s-a uitat să vadă în spate dacă vine pe artera aia laterală ceva și n-a venit și nu s-a mai uitat în față că vine autobuzul. Și a intrat și erau frontal. Erau multe persoane în microbuz? Erau, da, da, da. Și copii? Și copii de la școală, veneau mulți. Și sunt victime multe? Victime n-au fost multe, așa, o femeie s-a lovit grav la față, da. Care a luat-o. Și câteva fete la picior, la alea s-a lovit așa, câteva erau, vreo 5 așa erau lovite. Cam așa, dar și eu m-am lovit la picior, dar eu puțin, nu pot să zic. Ați refuzat transportul ăla? Da, că n-aveam de ce să mă duc, că nu eram. Și cam asta a fost, adică... A domnicăi Vasile Cristian. Sunteți din Techirgăl? Techirgăl, da. Mulțumesc frumos. Sănătate numai. Doamna noastră că aveți fata în salvare? Da, în salvare, da. Și cum se simte? Nu se simte așa de bine, dar să meargă la spital să vadă care e problema. Venea de la școală sau se ducea la școală? La școală se ducea. Din Eforie sunteți? Din Eforie, da. Și a fost anunțat de fată sau de profesor? De profesor. De profesor v-a anunțat? Da. Dar se simte rău? S-a lovit la cap? Mai e binișor, e la bărbie. Câți ani are? Are 15. Și învăța aici la liceu din... sau la școală din Techirgăl? Da, de aici, la liceu. Bun, hai că... Am zis că nu dau, că nu dau. Asta am lucrat la stop, am demarat să pornesc, am mers deci cu Andreea și m-am trezit cu mașina aici. Aruncat. Dar nu știu. V-ați speriat? Da. Sunt speriat că am luat un salvare, m-am dat. Deci ziceți că ar fi microbutul de vină? Nu știu. Eu da, eu așa zic, el o să zică invers. Dar nu și vor stabili. Dumneavoastră aveați indicatorul stop? Ați oprit, doamna, la stop. Zice, ați oprit la stop. Ați oprit la stop. Dar de unde veneați? Arătați-mă. Acolo? Acolo. Mulțumim frumos.